Miercuri 1 iulie, Gabriel Oprea, prim-ministru interimar, împreună cu președintele României, Klaus Iohannis, au participat la manifestările dedicate aniversării a 155 de ani de la înființarea Regimentului 30 Garda Mihai Viteazul, prima unitate de gardă din Armata Română Modernă. La ceremonialul militar au fost prezenți ministrul Apărării Naționale Mircea Dușă, șeful statului major general, generalul locotenent Nicolae Ciucă, secretar de stat, șef de armă, precum și alte oficialități. Regimentul 30, Garda Mihai Viteazul, are o structură cu totul specială a armatei române. Însuși, numele pe care îl poartă al marelui domnitor Mihai Viteazul este o dovadă a faptului că unitatea este una de elită. O unitate care, de-a lungul vremii, și-a atras admirația tuturor românilor prin modul exemplar în care și-a îndeplinit misiunile încredințate, în special cu ocazia ceremoniilor oficiale, a spus Gabriel Oprea în alocațiunea sa. În cadrul ceremoniei a fost decorat drapelul de luptă al unității cu Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de cavaler și a fost dezvelită o statuie a domnitorului Mihai Viteazul. Totodată, veteranilor de război și cadrelor militare care au făcut parte din această unitate le-au fost acordate distincții.